Intrat în campanie electorală, Vladimir Putin avertizează Occidentul să nu cumva să încurajeze proteste și tulburări în Rusia, în condițiile în care regimul a avut grijă să eradicheze orice fel de opoziție în țară. N-a trecut neobservată nici declarația prin care Putin a avertizat că intrarea Finlandei în NATO va genera probleme. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Vladimir Putin candidează ca independent pentru încă un mandat prezidențial, al cincilea, dar Partidul de Guvernământ Rusia Unită a considerat oportun să-și afișeze sprijinul. Prezent la Congres, Putin a ținut primul său discurs de campanie electorală. Rusia nu poate, ca некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Cel care are puterea la Kremlin încă din 2000 a avertizat că nu tolerează niciun fel de opoziție. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали. И уверен, не сработают в отношении России, свободного, самостоятельного и суверенного государства. Un alt mesaj cheie a fost transmis într-un interviu acordat televiziunii naționale. Putin a avertizat că aderarea Finlandei vecine la NATO va genera probleme în regiune. În viziunea liderului de la Kremlin, Finlanda a fost păcălită și târâtă în NATO de către occidentali. Ну и всё, это чушь, мелочи на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные насчет воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Так же и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем он какие-то проблемы? Putin amenință Finlanda și se pregătește pentru un potențial război la scară mare împotriva NATO, au avertizat în evaluarea lor analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Deloc întâmplător, declarațiile lui Putin au coincis cu difuzarea de către Ministerul Apărării a imaginilor cu instalarea unei gigantice rachete balistice intercontinentale IARS într-un silos de lansare situat la sud-vest de Moscova. Având o lungime de 23 de metri, racheta IARS poate lansa mai multe focoase nucleare către diferite ținte.